Valul de caniculă aduce și valuri de apeluri la ambulanță. Peste 500 de persoane au solicitat ajutor la ambulanță numai astăzi. Dintre acestea, 300 au fost urgențe. 80 de oameni au sunat la 112 după ce și-au părăsit locuințele și au ieșit sub razele fierbinți ale soarelui. Reprezentanții Serviciului de Ambulanță București au declarat că s-au înregistrat 12 lipotimii și 6 sincope. Mare atenție! Medicii avertizează, nu ieșiți din casă la orele amiezii.